Ok, dragii mei. În sezonul acesta, sau sezonul în care am intrat, în 2023, l-am intitulat și am spus că intrăm în sezonul. Este cineva aici împreună cu mine? Deja l-am am repetat de nenumărate ori lucrul acesta. Sper că l-am reținut sau sper că ni-l dorim cu toții. Am spus noi că suntem în căutarea Sfințeniei. vrem să ne apropiem mai mult de Domnul, amin? amin. Nu vrem să mai trăim un creștinism de asta religios în care venim duminică la biserică, bem o cafeluță, acum mai nou mâncăm și un snack sau o ronțăială, mai vorbim ceva cu cineva și ascultăm o muzică, o predicuță și mergem acasă și ne vedem de businessul nostru și de viața noastră, nu? Am spus că vrem ceva, vrem ceva mai mult. Vrem ceva mai mult. Și uh, am vorbit despre importanța Sfințeniei, deci despre ce este Sfințenia. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre binecuvântarea Sfințeniei. Am spus că Sfințenia nu e un lucru foarte ușor, da? pentru că necesită foarte mult sacrificiu, renunțare, uh, uh, efort depus, dar Sfințenia aduce enorm de multe ce binecuvântări care, pentru care merită, merită, merită să te sfințești. Vă mai duceți aminte care sunt acelea, foarte pe scurt. Ar trebui să le învățăm. Că degeaba ați venit la biserică și ați auzit o predică, dacă nu mai... Înseamnă că nici n-ați împlinit, nu? Că dacă împlinești Scriptura, îți rămâne în minte, în ființa ta, imediat știi. Și ăsta este, o, este o, un, un test pentru fiecare. Să te gândești, bă, dar eu mai știu ce s a predicat. Săptămâna trecută, acum sunt două săptămâni. Știți, de, de multe ori, oamenii ăștia care uh, mai, mai vin și mai zic, Domnule, ce fain ar fi să facem și un studiu biblic. Ar fi fain să mai venim și ser de citirea cuvântului. Dar noi nu practicăm nici mesajul de duminică. Binecuvântarea Sfințeniei. Știți ce aduce Sfințenii atunci când căutăm să ne sfințim? Beneficiem de prezența lui Dumnezeu, vă aduceți aminte. De prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu vine acolo unde oamenii se sfințesc. Coboară în mijlocul celor care se sfințesc. În al doilea rând, o altă binecuvântare a, a, a Sfințeniei este că ea aduce în viața noastră ce? Restaurare, mai țineți minte. Pentru că toți dintre noi suntem frânți, suntem incompleți, avem slăbiciuni, avem limitări, avem, ne confruntăm cu probleme și Duhului Dumnezeu atunci când căutăm să ne sfințim, El face această lucrare extraordinară în noi, lucrare de sanctificare, prin care ne restaurează. Și o altă, o altă, binecuvântare a sfințenii este că sfințenia aduce rod în viața noastră, aduce rod, rod pentru împărăție, și merită și cred că fiecare, nu? Ne dorim să aducem rod în împărăție. Pentru că Scriptura ne învață să strângem comori în cer. Ba mai mult decât atât, Scriptura ne spune și că pomul care nu a adus rod, ce a făcut cu el? Vierul l-a tăiat și l-a aruncat în focul cel veșnic. Sfințenia aduce rod, produce rod în viața noastră. De aia merită să te sfințești și să cauți să te sfințești. Și mergând în direcția aceasta a sfințeniei, vreau să discutăm în următoarele două duminici uh, despre un subiect foarte important și anume a felului în care slujim. Și am, am intitulat mesajul în dimineața aceasta Atenție la felul în care slujești. Atenție la felul în care slujești. În primul și în primul rând, vreau să înțelegem un principiu foarte important despre slujire, despre slujire. Și anume că slujirea, da, slujirea este un har care ne l dă Dumnezeu. Este o onoare din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și e foarte important să înțelegem această Perspectiva, acest principiu care să ne schimbe perspectiva asupra felului în care noi slujim în biserică sau în afara bisericii. Slujirea pe care Dumnezeu ne-o dă este un har care vine de la El. Uitați ce spune uh, 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 Scriptura. Știm că Dumnezeu este atotputernic, corect? Știm lucrul acesta. Ar putea Dumnezeu să facă toate lucrurile El singur? Ar putea? Da sau nu? Sunteți aici. Cine-i pentru că Dumnezeu poate să facă toate lucrurile? Mâna sus. Bun. Cine crede că Dumnezeu are nevoie de el? Mâna sus. Ah. Deci nu credeți că Domnul are nevoie de voi. Și totuși, în dragostea lui, știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu hotărăște să se autolimiteze de bună voie. Dumnezeu zice, ok, nu vreau să fac eu, deși pot să fac toate lucrurile, nu vreau să le fac eu, ci vreau să-l folosesc pe Paul. Vreau să mă folosesc de Sonia. Vreau să lucrez prin Tobias. Vreau să uh, uh, lucrez prin uh, Estera. Dumnezeu alege de bunăvoie să lucreze prin noi. Uitați ce spune Scriptura. Nu vă spun eu lucrul ăsta. 1 Corinteni 3,9 Pavel e așa de încântat și spune căci noi suntem împreună lucrătorii cu Dumnezeu. Noi suntem parteneri cu Dumnezeu în lucrarea pe care El o face în lumea aceasta. Dar nu pentru că Dumnezeu are nevoie de noi. Pentru că fiți atenți ce spune FSN 2 cu 10. Noi suntem lucrarea cui? Lucrarea lui. Și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit cine? Dumnezeu. Mai dinainte, ca să umblăm în ele, adică Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu noi suntem lucrarea lui, El ne-a creat într-un mod minunat, într-un mod unic, ne-a dat daruri, ne-a dat abilități, ne-a dat tot felul de talente și ne-a pregătit, spune Scriptura, El a creat oportunități de slujire pentru noi. A creat lucruri pe care și fapte în care doar trebuie să umblăm. El a făcut lucrul acesta și ne onorează pe noi spunând, uite, pot să faci lucrul acesta și pot să fac lucrul acesta prin tine. Doar să fii disponibil. Dacă mergem mai departe în Efeseni, ajungem la capitolul 4, faimosul Efeseni, capitolul 4, unde acolo Pavel e și mai specific și spune în felul următor. Zice, este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează. Cine lucrează? Dumnezeu lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat roabă și a dat daruri oamenilor. Observați ce zice Pavel, zice, fiecăruia i-a fost dat un har. Fiecăruia dintre noi, slujirea la care te cheamă Dumnezeu, slujba pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o să o faci, este harul care vine de la el. Nu e un lucru care tu îl meriți sau eu îl merit. Înțelege lucrul acesta. Și pe urmă el continuă și spune și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Înțelegeți, dragii mei, Dumnezeu este Cel care îți oferă șansa să slujești, să lucrezi împreună cu El. Și vreau să spun un lucru în dimineața aceasta și ascultați-mă bine ce vă spun. Dumnezeu nu are sau nu este dependent de tine și de mine. Să știți, de multe ori noi ne comportăm în așa fel ca și cum, domnule, dacă fără mine nu se poate face lucrarea. Ba da, se poate. Ba da, se poate. Dumnezeu, dragii mei, nu este dependent de nimeni. Lucrarea pe care Dumnezeu a început-o, o va duce la bun sfârșit. Cu sau fără mine? Cu sau fără tine? Dumnezeu va ridica alți oameni prin care să lucreze dacă eu sau dacă tu refuz să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Înțelegi? Nu contează cât de talentat ești, nu contează cât de. de uh, 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 poate, nu mai este altul în biserică ca și tine, nu ești indispensabil. Dumnezeu își face lucrarea, dragii mei, cu sau fără noi. De asta nu ne mai. Uh, am observat de multe ori, în foarte multe locuri, unii oameni se simt cumva, vedete, domnule, eu sunt foarte talentat și e foarte clar că Dumnezeu are nevoie de mine. Că fără mine nu se pot face lucrurile, ba da se pot. Ba da se pot. Și până când nu înțelegem, dragii mei, până când nu înțelegem că slujirea este un har, o oportunitate care vine de la Dumnezeu, nu o să putem niciodată sluji într-un mod corect. Nu o să putem niciodată sluji într-un mod corect. Uitați-vă, mi se pare așa de fascinant exemplul Domnului Isus Hristos. Iisus uh, începe lucrarea, încep ucenici să vină după el, uh, începe lucrarea parcă să meargă tot mai bine, are domnul Isus Hristos tot mai mulți ucenici și la un moment dat are un mesaj destul de destul de greu de digerat pentru cei mai mulți. Când vorbește despre moartea lui, despre a mânca trupul lui și sângele lui și uh, uh, spune Scriptura în felul următor, zice că ucenicii ce au făcut l-au părăsit. Deci toți l-au părăsit. Și au rămas cei 12. Acum, din punct de vedere omenesc, noi ce am, ce -am încercat să facem? Dom'le, acum când încep lucrurile să se coaguleze, acum când încep lucrurile parcă să-și dea drumul, acum când încep oamenii să vină, fai să-i pierd pe ăștia, bă, stați, nu plecați, stați, hai să ne înțelegem, hai să vedem ce vă nemulțumit. Poate a fost mesajul prea tare, ok, hai că îl șlefuim un pic și mesajul. Nu, Hristos nu face lucrul acesta, Hristos se întoarce și la cei 12 care mai rămăseseră lângă El și ce îi întreabă? Voi nu plecați. Voi nu plecați! Sunteți liberi să plecați! Dacă nu înțelegeți că chemarea aceasta de a fi ucenicii mei este o onoare care a fost dată, sunteți liberi să plecați! Hristos știa un lucru, Dumnezeu își va împlini lucrarea pe care El a început-o. O va duce la bun sfârșit, cu ucenicul ăsta sau fără ucenicul acesta. Dumnezeu își va împlini lucrarea cu sau fără tine. Dar ar fi bine să înțelegem că dacă ni s-a încredințat acest har extraordinar, aceast, dacă Dumnezeu ne-a onorat, încât să ne ofere posibilitatea de a fi partener cu El în lucrare, ar fi bine să slujim din toată inima noastră așa cum vrea El. Amin? Ăsta e primul principiu care vrem, vreau să-l înțelegem în această dimineață. Că slujirea, chemarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o, slujba pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o, este un har din partea lui Dumnezeu. Nu e ceva ce ți se cuvine. Și fiecare dintre noi, sau niciunul dintre noi, nu suntem indispensabili pentru Dumnezeu. Al doilea lucru foarte important... Este, dacă Dumnezeu ne-a dat acest har, trebuie să înțelegem că nu îl poți sluji pe Dumnezeu oricum. Al doilea lucru foarte important. Nu îl poți sluji pe Dumnezeu oricum. Nu îl poți sluji pe Dumnezeu oricum. Știți ce spune scriptura? Filipeni 2 cu 12. Zice așa. Zice, astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cum? Cum să o duceți? Cum să, cum să vă trăiți viața de credință? Cum? Așa cum vă este mai confortabil? Așa cum vă este mai comod? Doar de la 11 la 1 la biserică și atât? Dacă se poate? Cum? Ce zice? Zice, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, adică iați în serios viața pe care o trăiești cu Dumnezeu. Și asta implică automat și slujirea ta. Adică nu-ți permite să trăiești oricum, să zici, mă, dar oricum e ok. Bine măcar că se face, nu-i bine că se face. Dacă ai atitudinea asta, nu-i bine. Că la un moment dat Dumnezeu spune poporului său, zice, mi-e scârbă de jertfile voastre. Că voi mă onorați după buze, dar inima voastră nu-i cu mine, mi-e scârbă. Nu poți să-i slujești lui Dumnezeu oricum. Înțelege lucrul acesta. Pavel îi spune ucenicului său, Timotei, în 1 Timotei, capitolul 1, îi spune foarte clar, zice, fii cu minte, ai mare grijă asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri, perseverează în trăirea ta, în slujirea care ți-a fost încredințată, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuși și pe cei ce te ascultă. Care era slujirea lui, lui, lui Timotei în biserica din Efes? Timotei era un învățător. Și Pavel spune, ai grijă, fii cu aminte minte la învățătura pe care o dai. Ai grijă cum slujești. Nu-ți permite să dai orice fel de învățătură, că las că ăștia așa așa nu știu. Nici măcar unii dintre ei nu știu să citească, să nu spună ei mie cum să propovăduiesc Evanghelia. Spune, fi cu luarea minte, ai grijă. Ai grijă la slujba pe care o faci, ai grijă cum o faci, ai grijă la felul în care străiești viața. Pentru că nu poți să-l slujești pe Dumnezeu ori cum. Le spune Pavel credincioșii și vă dau, dragii mei, vă dau argumente din scriptură pentru ca să nu spuneți cumva, a, bună, ăsta a fost, ne a dat un verset celălalt, contextual, putem să-l interpretăm și așa mai departe, nu. Scriptura e plină de, de argumente în favoarea acestui principiu. Le spune Petru, credincioșilor, zice, dacă vorbește cineva, 1 Petru, 4 cu 11, zice, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos ale cărui sunt slava și puterea în vecii vecilor. Adică slujirea noastră trebuie să-L onoreze. Prin slujirea noastră Dumnezeu trebuie să fie sluji, slăvit. Înțelegi? Nu poți, nu poți să slujești oricum. Nu poți să slujești oricum. Trebuie să slujim în așa fel încât Dumnezeu să fie onorat. Încât Dumnezeu să fie slăvit. Eu dacă slujesc în, într-un fel... În, în așa fel încât oamenii zic, bă, fai, deci mă, e ăla la slujire, eu nici, nici, nu mă duc. Îl onorează pe Dumnezeu felul în care tu slujești în biserică. Și nu contează, nu contează ce faci, dar contează cum faci. Nu contează că ești la primire, că ești cel care vii și pui scaunele, că ești cel care cântă, că ești cel care motivează, că ești cel care predică. Nu contează ce faci, contează foarte mult cum faci. Pentru că mai spune Scriptura în Galaten, capitolul 6, dragii mei, la versetul 7 zice Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă, ce? v dacă credem noi că slujirea noastră așa o chestie, că oricum ne-am obișnuit cu ea, ne înșelăm. Și Scriptura spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se Cine seamănă în Duhul, va se din Duhul. Cine seamănă în firea lui pă put, pământească, va se din firea pământească putrezirea. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită, și acum fiți atenți, ce vom se cera dacă nu vom cădea de oboseală. Slujirea noastră, dragii mei, nu este altceva decât o plantare a seminței. Da? Noi plantăm o sămânță aici, o sămânță acolo, o sămânță acolo, o sămânță acolo, prin slujirea noastră. Și întrebarea trebuie să ne opunem constant. În cine să am în eu? În Duhul sau în firea pământească? Fac slujirea mea în felul în care mă călăuzește firea mea? Sau îmi fac slujirea pe care mi-a -o încredințat-o Dumnezeu, lăsându-mă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Și al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm din versetul acesta este că vom se cera spune Pavel dacă nu vom ce, cădea de oboseală. Adică cu alte cuvinte, dacă ai primit o slujire, dacă uh, uh, ai primit o slujbă, du-o până la sfârșit. Degeaba începi bine dacă nu o termin. Sau termin prost. Du-ți slujirea până la capăt ceea ce te-a încredințat, ce un încredințat Dumnezeu, du până la capăt, nu contează că e greu, nu contează că ești singur, nu contează că nimeni nu înțelege, dacă Dumnezeu ți-a încredințat o slujire, fii credincios și du-o până la capăt. Chiar în momentele alea dificile, când spui nu mai pot, simt că am obosit, simt că e prea mult pentru, tine, pentru mine, continuă, perseverează, pentru că spune Scriptura, vei se ceea ce ai semănat. Și Dumnezeu îți va răsplăti slujirea ta și credincioșia ta și perseverența ta. Amin? Amin. Slujirea la care ai fost chemat este un har de la Dumnezeu. De aceea nu poți să slujești oricum. Și în continuare, dragii mei, vreau să intrăm într-o. să ne uităm la câteva exemple de oameni care au slujit într-un mod în care sau un mod care nu a fost pe placul lui Dumnezeu. O slujire care i-a costat enorm pe acești oameni. Astăzi ne vom uita la Nadab și Abihu, data viitoare vom continua și ne vom uita la încă câteva personaje. Câți dintre voi ați auzit de Nadab și Abihu? Cine știe cine este Nadab și Abihu? A, dacă nu vă mai întrebat despre David și Goliat, despre Samson, despre Iosua, despre Moise, Nadab și Abihu, a, leu, ăștia cu virgulă și te găsești mai greu în Scriptură. Nu-i problemă, dragilor, nu-i problemă că nu știți cine sunt cei doi, E problemă dacă de acum înainte nu veți ști. Când ați auzit cuvântul, nu? O să că Dumnezeu, da, ți-am spus. Când mi-ai spus? s am spus, ai fost la biserică, dar n-ai băgat de seamă. Ferice de tine dacă ai băgat de seamă. Nadab și Abihu. Erau fiii lui Aron, cei mai mari fii al lui Aron. Știți cine a fost Aron, da? Marele preot al lui Israel, fratele lui Moise. Nadab și Abihu erau fiii lui Aron, cei mai mari fii al lui, care slujeau evident ca și ce? Dacă erau fiii lui Aron, slujeau ca și preoți în cortul întâlnirii. Da? Adică slujirea lor era închinarea la templu, preoția avea o poziție de conducere în poporul Israel. Și haideți să vedem ce fac oamenii aceștia. Știe care va ce fac? Probabil că nu, dar ne uităm. Levitic, capitolul 10. Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădărnița, adică au intrat în slujire, au pus foc în ea și-au pus tămâie pe foc și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului și a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aaron a tăcut. Și Moise a chemat pe Mișael și el fiii lui Uziel, unchiul lui Aron și le-a zis Apropiați-vă, scoateți pe frații voștri din Sfântul Locaș și duceți-i afară din tabără Ei s-au apropiat, i-au scos afară din tabără, îmbrăcați în tunicile lor Cum zisese Moise? Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Tamar, fiii lui Aron, ceilalți care rămăseseră în viață să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele ca nu cumva să muriți și să se mânie Domnul împotriva întregii adunări, adică să nu jeliți pe cei doi fii care au murit. Voi să nu ieșiți din ușa cortului, pardon, lăsați pe frații voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. Voi să nu ieșiți din ușa cortului întâlnirii ca să nu muriți, căci unde lemnul ungerii Domnului este peste voi. Ei au, au făcut cum zisese Moise, domnul a vorbit lui Aron și a zis, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băuturi amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică pentru urmașii voștri, ca să puteți deosebi, fiți atenți, ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Deci ce se întâmplă în textul acesta? Ce fac a Nadab și Abihu? Spune că au venit să slujească înaintea lui Dumnezeu, zice, au luat cădelnițele, au pus foc în cădelnițe, au pus tămâie în cădelnițe, au mers înaintea Domnului și Dumnezeu i-a omorât. Și zice, Domnule, ce cu pasajul ăsta? Sper că nu citește prietenul meu care nu-i creștin. O să zică, ce Dumnezeu e asta care face așa ceva? Dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, au făcut ce? Au făcut ceea ce Dumnezeu nu le poruncise să facă. Au făcut un lucru pe care Dumnezeu nu le poruncise să facă și pe urmă zice, au adus de fapt un foc străin înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, nu pot să accept lucrul ăsta și o moară. Îi omoară. I -i omoară. Acum te gândești, bun, ce a fost focul ăsta străin? ce a fost focul acesta străin? Sunt mai multe ipoteze. Teologii vin cu vreo câteva ipoteze. Unii spun, de exemplu, că uh, cel mai uh, s-ar putea ca Nadab și Abihu au intrat beți înaintea Domnului când au făcut slujba asta. Pentru că vedem în versetul uh, uh, 8, 9 și 10 pe care l-am citit, că după incidentul acesta, Moise vine înaintea lui Aaron și zice, așa vorbește Domnul. De acum înainte să nu mai beți vin, nici băuturi amețitoare când veți intra în slujire. atunci teologii spun, ok, s-ar putea ca Nadab și Abihu practic au intrat beți în slujbă și lucrul ăsta n-a fost deloc pe placul lui Dumnezeu, pentru că spune, spune uh, cuvântul, zice, nu mai poți, când ești sub influența băuturilor amețitoare, nu mai poți să disceri ce e sfânt, de ce nu este sfânt, ce e curat, de ce nu-i curat. Nu mai poți să fii sensibil la cuvântul lui Dumnezeu, să înveți poporul, legile Domnului, așa cum El îți spune. Și Dumnezeu zice, nu poți să accept o astfel de slujire. Atenție când vii să slujești. Când am citit lucrurile astea, mă gândeam, la, mă gândeam la înaintașii noștri. Aveau o practică extraordinar de bună. Știți ce făceau părinții noștri când intrau. Acum, astăzi, e tot mai rar întâlnit lucrul acesta. Când ei trebuiau să slujească, ei posteau. Ei posteau. Posteau. Pentru ca să se poată focaliza pe Dumnezeu. Doamne, ce vrei de la mine în slujirea mea? Doamne, vrei să spui ceva prin mine? Descoperă-mă. Doamne călăuzește-mă, pentru că vreau să fac ceea ce tu vrei. Poate că slujești la intrare, la primire. Și zici, a, la primire deschid ușa, închid ușa, Mai dau mâna cu omul, îi zic, bine ai venit, du-te în biserică. Acolo, după colț, faci dreapta și iar dreapta. În 50 de metri, virați la dreapta, după care virați la dreapta. Intrați pe ușa din față. Ați ajuns la biserică. Poate că zici, a, primirea, nu-i? Te-ai te gândit vreodată să stai înaintea Domnului să-L întrebi? Doamne, oare n-ai ceva de comunicat vreunei persoane care intră în comunitatea noastră? Te ai pus vreodată problema în felul acesta? Să stai înaintea Domnului și să zici, Doamne, dacă vrei să îi spui ceva, cuiva, Doamne, sunt aici să transmit. Iată-mă, trimite-mă. Mă duc eu și spun. Te-ai gândit? Sau te-ai trezit? Ai și întârzia la slujire, pa, ochii umflați, părul, cum ai reușit să ți-l faci? Repede, repede, repede ca să ajungi și obosit acolo, nici nu te poți concentra. Ai grijă cum slujești. Când ești la slujbă, când ești în slujire, nu sluji oricum, nu sluji oricum. Nu sluji obosit. Când ești super obosit și dacă știi că trebuie să slujești, odihnește-te. Când ești super obosit, nu, parcă nu funcționează nimic. Nu te poți concentra. Nu, ce să mai stai și să zici, Doamne, vreau să aud vocea ta, vreau să fiu sensibil la vocea ta. Unde? Că dacă stai un pic, pac, să închid ochii și nu mai auz nimic. Ai grijă. Ai grijă cum slujești. Revenim. Asta a fost o mică paranteză. Alții spun despre, despre Abihu și despre Nadab că focul, focul, focul străin era datorat faptului că zice ei și-au luat cădelnițele și-au luat cădelnițele lor. Da, erau cădelnițe speciale pe care ei, preoții, trebuiau să le folosească când slujeau. Fiecare aveau și cădelnițele lor, dar erau și cădelnițe speciale și unii spun, zice, nu, și-au luat cădelnițele lor și din cauza asta Dumnezeu s-a mâniat. Ei, hey, erau acolo cădelnițe sfinte, puse deoparte pentru slujirea când intrați în cortul întâlnirii. Faceți lucrurile cum vine, am poruncit eu. Alții, uh... și aici legat de, de lucruri pe care tocmai vi l am spus, e, e o chestiune de, de respect. Nu sluji cu atitudinea lască bine și așa. Și asta e cădelnița acum. În care e diferența dintre cădelnița mea și cealaltă de la Templu? Că exact același modelei. Dacă te uiți și anul de fabricație, e tot același. Că deodată eu porunci lui Moise să le facă pe toate. Las că e ok șa -șa. Șa -șa și așa. Și așa ăștia las, nici nu știu care diferența între North Stage și Yamaha. Puh. Nimic personal, Paul, să nu... <laughs> Am dat numai un exemplu. <laughs> Înțelegeți? Nu vă permiteți să ziceți, da, scă, e ok acum. Dar trebuia să mi-aduc chitara? Am uitat-o. că bine și fără chitară acum, că nu știu oamenii din biserică muzică. E o lipsă de respect pentru slujba care ți-a fost încredințată. Nu vă permiteți să, să ziceți, zi e bine oricum. Și din păcate în cultura noastră de multe ori am mers pe ideea asta. lască că bine și așa. Slavă Domnului. Nu-i bine. Uite că Dumnezeu zice, nu-i bine cum mor slujit cei doi. Și eu omorât. Alții spun că Dumnezeu îi omoară pe cei doi pentru că, zice, au intrat prea adânc în cort, așa cum ne sugerează Levitic 16 cu 1, că îi vorbește Dumnezeu lui Moise și zice cum l-am omorât pe Nadab și Abihu care s-au apropiat prea mult de mine. Și unii teologi spun că s-ar prea putea, poate și sub influența boturilor alcoolice, să fi zis Nadab și Abihu, bă, hai să tragem un pic Cortina și să vedem și noi Sfânta Sfintelor, unde știm foarte clar că era interzis să intri. Singurul care avea acces acolo, o dată pe an, era Marele Preot. Da? Și s-ar putea ca cei doi să fie prea curioși de ceea ce nu ar fi trebuit să fie și au intrat acolo în Sfânta Sfintelor și Dumnezeu i-a Ce Nu pot să accept lipsa asta de respect din partea voastră. Sau unii spun că, de fapt, focul străin era uh, focul dintr-o sursă neautorizată. Dumnezeu le dăduse porunci foarte clare cum s-a prins focul în cădelniță. Tu trebuia să iei uh, uh, tăciunea prinsă de pe altarul tămâierii, să pui în cădelniță și pe urmă să pui tămâie. Nu puteai să iei de oriunde. Și unii spun, ok, oamenii ăștia ce-au -or făcut? Ori a prins acolo un foc, no, hai să punem tămâia că e ok. Și nu e ok. Nu-i ok oricum. Atenție, nu-i ok să slujești Domnului oricum. Și Dumnezeu se supără pe ei. Dumnezeu se supără pe ei. Indiferent, dragii mei, care ar fi fost acel sau ce reprezintă acel foc străin, lucru cert este că și păcatul mare a celor doi este că nu au ascultat de ceea ce Dumnezeu le spusese să facă. Da, Au, au slujit în felul în care ei au crezut că-i potrivit, nu conform ceea ce Dumnezeu le poruncise să facă. Sau felul în care Dumnezeu le poruncise să slujească. Și ăsta e un principiu pe care aș vrea să-l învățăm în dimineața aceasta. Că cel mai, cel mai important lucru, dragii mei, cel mai important lucru este să slujești în ascultare de Dumnezeu. În ascultare de Dumnezeu. Poate că te întrebi, dar totuși, bun, nu a fost Dumnezeu așa un pic cam aspru? Adică nu mi se pare că a fost o chestiune foarte gravă pe care au făcut-o? Pe cine a afectat chestiunea asta? Nu ai putea zice chestia asta. Și totuși Dumnezeu pur și simplu așa să-i omoare. Haideți să ne uităm un pic mai atent la cine erau cei doi. Pentru că vom învăța câteva lucruri. Dragii mei, Dumnezeu să știți că întotdeauna ne va învăța, ne va pregăti, ne va da toate lucrurile necesare pentru a putea duce la îndeplinire slujba pe care ne-a încredințat-o. Dar pe urmă, Dumnezeu știți ce cere? Cere ascultare de la noi. Nadab și Abihu, dragii mei, nu erau niște începători în slujirea lor. Ei erau cei mai mari fi al lui Aron. Ei aveau experiența de a sluji la cortul întâlnirii. Știa to știau tot ritualul, pe rost, știau toate regulile, știau toate legile. Au avut de unde să învețe. Mentorul lor era însuși marele preot Aron, uns de Dumnezeu să fie mare preot. El era mentorul lor. De la el învățau toate lucrurile și a, a, Dumnezeu îi pregătește pe cei doi. Gândiți-vă că unul dintre cei doi avea să fie următorul mare preot după ce Aron murea. Adică oamenii ăștia nu erau niște începători care, domnule, acum au veni și ei la biserică și... Nu, nu că trebuie să faci lucrurile cum trebuie să le faci. Nu. Erau oameni învățați, erau oameni cu experiență. Ba mai mult decât atât, dacă ne uităm în Exod 24, există un pasaj foarte interesant. Dumnezeu îi onorează pe oameni ăștia într-un mod uh, extraordinar. Dumnezeu le dă harul să se apropie atât de mult de el încât niciun alt om din Israel, adică doar foarte puțin oameni din Israel au avut acest har această șansă. Adică nu erau doar oameni care au învățat legea, erau și niște oameni care au avut experiențe serioase cu Dumnezeu. Fiți atenți ce spune Exod 24. Zice Moise s-a suit împreună cu Aron, cu Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni al lui Israel. În total în total, 74 de persoane din întreg poporul au șansa unei experiențe incredibile să-l vadă pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu zice, vă onorez, veți fi printre cei 74 de oameni cărora eu mă prezint și mă voi lăsa văzut de voi. Wow! Wow! Și zice ei au văzut pe Dumnezeu lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel, adică împotriva celor 74 de oameni. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Adică au stat la părtășie cu Dumnezeu. Stau acolo în intimitate cu Dumnezeu. Oamenii ăștia l-au văzut pe Dumnezeu, au văzut măreția lui. Au știut foarte bine cui slujesc. Nu erau niște începători. De aceea Dumnezeu, când vede lipsa de respect a celor doi, zice, hei, nu pot să tolerez lucrul acesta. V-am învățat, v-am pregătit, v-am dat contextul potrivit, am făcut tot ce ați avut nevoie să puteți să-mi slujiți, v-am dat toate cele necesare să aduceți o jertfă sau o slujbă așa cum vi-am cerut eu. V-am dat șansa unor experiențe extraordinare cu mine, știați cui slujiți și totuși v ați permis să mă nesocotiți, totuși v ați permis să slujiți așa cum ați vrut voi. Și Dumnezeu zice, nu pot să accept slujba voastră. Deci Dumnezeu, dragii mei, are răbdare cu noi. Dumnezeu ne învață, Dumnezeu ne pregătește, Dumnezeu ne pune în contexte unde putem învăța și unde putem crește, unde putem căpăta experiență. Dar la un moment dat Dumnezeu zice, ok, cu cât te apropii mai mult de El, cu cât înveți mai multe, cu atât și Dumnezeu are așteptări mai mari de la tine. Ce spune Luca 12 cu 48? Zice, cu i s-a dat mult, i se va cere mult. Cu i s-a dat mult, i se va cere mult. Ți s-a încredințat mult, ai avut șansa de experiență, ai avut șansa să slujești, ți se va cere mult. Dumnezeu e drept, Dumnezeu nu e nedrept. Dumnezeu e drept. Trebuie să învățăm acest principiu, dragii mei. Este un, un, un moment în care Dumnezeu spune, hey, that's it, vorba românului. Nu pot să accept lucrul ăsta. De aceea spune Moise Luaron. zice, acesta este ceea ce a zis Dumnezeu. Voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine. Voi fi onorat de cei care îmi slujesc, de cei cărora le-am dat șansa să să slujească, de, ce, de cei cărora le-am dat șansa să mă experimenteze într-un mod supranatural. Voi fi sfințit, voi fi respectat, voi fi onorat. Nu voi tolera altceva. Și zice, voi fi proslăvit de întreg popor. Și zice, Aron a tăcut. Pentru că a înțeles că ceea ce cei doi au făcut a fost un lucru extrem de grav. E greu să taci ca și tată care ți-ai pierdut doi fii. Dumnezeu îi spune lui Aron, Aron tu nu poți să plângi acest păcat. Poporul trebuie să înțeleagă un lucru foarte clar. De aici cere Dumnezeu lui Aron să tacă și le cere celor alți fizice, voi să nu plângeți. Pentru că poporul trebuie să se uite la voi și să înțeleagă din atitudinea voastră că nu poți să, să, slujești înaintea lui Dumnezeu oricum. Zice, lăsați poporul, poporul poate să plângă, poporul poate să se să, jelească să ceea ce s-a întâmplat, dar voi trebuie să le transmiteți ceva poporului meu, că nu pot să accept și să tolerez orice fel de slujire. Dragilor, Vreau să înțelegem un lucru foarte important. Că cel mai important lucru pentru Dumnezeu este ascultarea ta. Ascultarea ta. Dumnezeu ne-a dat acest har, fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi ne-a dat harul să-i slujim. Ne-a dat această onoare să fim împreună lucrători cu el. Dumnezeu te-a onorat, Dumnezeu m-a onorat. Și Dumnezeu apreciază ascultarea mea. Dumnezeu poate să facă toate lucrurile pe care le fac eu fără mine. Dar Dumnezeu vrea să vadă în mine această atitudine. Doamne, sunt aici, ce vrei să fac? Fac așa cum vrei tu. Îmi iau slujba în serios îmi iau slujirea în serios, îmi iau chemarea în serios, îmi iau ceea ce mi-a încredințat la modul cel mai serios și vreau să fac așa cum vrei tu. Acum poate stai și te gândești, poate stai și te gândești, bă, da, la o că nu-i nu mai ușor să nu slujești. Că dacă nu slujesc, nu greșesc și dacă nu greșesc, nu o să mă omoare Domnul, nu? Pa, ecuația matematică foarte simplă, nu e așa? Ce ziceți? Păi nu mai bine stau eu cu minte pe banca mea, uite că echipa de primire ne-o pregătit scaunele frumoase, ne au și dat mână, au fost care ne-au făcut și o cafeluță, dar nu-i mai ușor, nu-i mai ok. Păi de ce nu-i mai ok? De ce nu-i mai ok? Unii dintre voi, fai, și-am crezut că am scăpat, am găs găsit semecoația și... De ce nu-i mai ok? Vă aduceți aminte de pilda talanților. Hmm? O știți? Cine nu știe pilda talanților? Stăpânul le a dat slujitorilor săi talanți. Unul i-a dat cinci talanți, doi talanți, unul i-a dat un talant. Ce se întâmplă cu ăla care a primit un talant? Ce a zis el? Dumnezeu-i stăpânul meu, e un, un stăpân aspru, nu te poți juca cu el. Atunci ce o să fac? ca să nu greșesc, ca să nu cumva să fac ceva ce nu i-ar place, sap o groapă, îmi ascund talantul acolo și când vine, o să-i zic, Doamne, uite ce mi-ai dat, ial, nu l-am deteriorat, nu i-am făcut absolut nimic. Care-i destinul acestui om? Ce spune, ce spune stăpânul despre el? Rob? Bravo, credincios, super, ești meseraș. Ai avut grijă de ce ți-am dat, nu? Ce-i spune? Rob, viclean și leneș. Cum ai găsit tu o cale să zici, domnule, mai bine să stau relax? Cum ți-ai găsit tu o scuză perfectă ca să justifici lenia ta și comoditatea ta și să nu ai pic de respect față de onoarea care ți-a fost dată, față de harul care ți-a fost dat, că ai primit de la stăpânul tău un talent, doi talanți, cinci, zece talanți, și ei băgat acolo, i-ai astupat ca nu cumva să greșești. Îi spune stăpânul, luați și aruncați-l afară. În ecazul... Deci nu e o soluție, dragii mei. Nu e o soluție să zici, mă, mai bine nu mă implic ca să nu greșesc și să nu se supere Domnul pe tine. Că s-a supărat deja. Pentru că e tot o lipsă de respect pentru el. Că n-apreciez ceea ce ți-a fost încredințat, ca și har. Aș vrea să înche încheiem în dimineața asta. Ne oprim aici.